program sponsorizat de KBN. Salut! Astăzi vă propun tocăniță de pui cu ceapă. Sau tocăniță de ceapă cu pui. De fapt că este mai multă ceapă decât pui, dar dacă vă place mai mult pui, puneți mai mult pui. Adică nu e nicio problemă. Mie îmi place foarte mult tocănița asta. Am crescut cu ea. Este una dintre favoritele mele. Și haideți să vă spun cum o fac și cu ce o fac. Am ceapă, 6-8 cepe de alea mai mari, acum depinde și cât o faceți. Pulpă de pui dezosată, foi de dafin, boabe de piper, roșii, cuburi, pătrunjel, ba nu, ăsta e mărar. E bună și cu pătrunjel, e bună și cu mărar. Cimbru, sare, ulei, făină. Poate fi servită cu mămăligă. Mie îmi place cu pâine. Mie îmi place foarte mult pâinea, așa că asta este. Hai să-i dau drumul la treabă, zic. Am pus puțin așa, puțin ulei așa în cratiță. Las să se încingă bine. Dau puiul prin puțină făină, nu foarte mult, îl scutur bine. Și îl pun în cratiță. După ce scot puiul, când este gata, am să pun ceapa la călit. Îl dau puțin prin făină, că vreau să înlege puțin sosul. Puiul doar îl rumenesc puțin pe o parte și pe cealaltă, pe care îl scot acolo separat și pun ceapa la călit. Focul tare, că vreau să-l rumenesc. Vreau să-mi fiarbă puțin și în tocană. Cum spunem noi bucătare, îi dăm puțină față. Pe primele bucăți deja au început să se rumenească. Înainte să dau puiul prin făină, i-am dat cu sare și piper. Dar să și vede că are piper. Ia să vedem, gata primele bucăți. Uite ce culoare au. Nu vreau să nu-l prăjesc de tot, mai ales că puiul se prăjește foarte repede, da? Gata cu puiul. Acum am să pun ceapa. Hai că am și ceapă. Mă rog, asta o să ajungă mai puțin de jumătate. E normal. Iată, până am făcut puțin mai mare și las ceapa să se călească bine. Am călit ceapa cam 10 minute, nu vreau să se topească de tot, încă trebuie să mai fiarbă cu puiul. Adaug puiul, e cam mult pui la mine, dar să fie pui. E mai mult tocăniță de pui cu ceapă. Pun apă fierbinte ca să nu opresc gătitul, doar cât să-mi acopere puiul. El e mai înalt aici în cratiță. Adaug foile de dafin, 2 foi mai mult, câteva boabe de piper, cimbru, pun și sare, ce-o mai dus pe parcurs. O las să fiarbă până este puiul aproape gata. Îi pun roșiile, mai las să fiarbă 5 minute și este gata tocănița. Pac! A apărut capacul. Doamne. Hai să vedem tocănița. Oho! Oho, așa ca lumea, cu sos mult, cum îmi place mie. Ca să întins cu pâine. Da, am văzut burtică. De la sos. Îmi place cu mult piper. Deci, chiar că tocănița asta are nevoie de piper. Piper proaspăt la sfârșit. Gata tocănița. Gata, hai să vedem tocănița. Wow! Mai punem un pui, că avem. Mărar, pătrunjel, ce vă place. Asta este tocănița de ceapă, sau tocăniț, en français. Așa că poftă bună și chebene!